furnicar de oameni și de mașini pe șantierul drumului expres Craiova-Slatina-Pitești. Se lucrează în ritm alert pe tronsonul 2, care include centurile de ocolire a Slatinei și Balșului, pentru că termenul de finalizare este sfârșitul acestui an. Iar dacă și vremea va permite, drumul expres pe această porțiune va fi gata chiar mai devreme. Eu cred că acel termen de execuție asumat de către ei și prin contract, dar și în discuții, va fi respectat, ba din contră, cumva vor termina lucrările, după părerea mea, dacă își mențin ritmul actual și dacă îi lasă vremea, undeva mai devreme de luna decembrie acestui an. 1400 de muncitori cu sute de utilaje lucrează zilnic pe raza județului Olt la construirea drumului expres. La ieșirea din Slatina, nodul rutier și cele două sensuri giratorii, unul dinspre municipiul Slatina, iar celălalt spre comuna Brebeni, au prins contur. Lucrările pentru realizarea nodului rutier de la ieșirea din Slatina spre Brebeni sunt realizate în proporție de 80%. Constructorii spun că în aproximativ 3 luni de zile lucrarea va fi finalizată. Pe pasaj va trece drumul județean, iar pe sub acesta va trece drumul expres Craiova-Slatina-Pitești. La nodul rutier de la kilometru 50 de la Pirelii, se lucrează în ritm accelerat, au fost creionate sensurile giratorii și încearcă constructorul să preia traficul de pe drumul județean pe pasajul deja construit. Se face accesul între drumurile existente, între, eu știu, hai să zicem, oraș și drumul expres. Deci poți să urci pe drumul expres, poți să cobori de pe drumul expres. Eu zic că este foarte bun și va dezvolta foarte mult zona industrială. Până la urmă, acest drum expres îl facem pentru traficul de tranzit. Deci pentru cele care tranzitează cu marfă și, mă rog, cetățenii care vor să ajungă mai repede dintr-un punct în altul. Cea mai grea și provocatoare misiune a constructorilor este ridicarea unui pod uriaș peste Olt. Cea mai amplă lucrare a drumului expres este construirea podului peste râul Olt. El va avea o lungime totală de 1700 de metri și va fi al doilea cel mai mare pod din țară. Muncitorii spun că este cea mai complexă construcție și, odată cu finalizarea acesteia, se vor încheia practic lucrările la drumul expres. Punct critic pe lotul 2 ar fi podul peste Olt. Vreau să spun că și acolo s-a organizat foarte bine și au intrat deja de pe malul stâng să execute ultimele 3 pile pe care le mai au de executat din toată lungimea acestui pod. Este al doilea cel mai mare pod din România. Are peste 40 de deschideri. Pe tronsonul 3, lucrările sunt abia la început. Proiectul prevede construirea, până la sfârșitul anului 2023, a 121.185 de kilometri de drum expres cu 10 intersecții rutiere, 75 de poduri și pasaje și 25 de intersecții.